În data de 19 noiembrie 2015 a avut loc la Timișoara prima ediție a conferinței de malpraxis. Evenimentul a fost organizat de studenții de la Facultatea de Medicină din Timișoara, în colaborare cu studenții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest. Conferința a reunit numeroși profesioniști, atât din domeniul medical, dar și din domeniul juridic, care au avut misiunea de a dezbate o problemă controversată, malpraxisul medical. Este un prilej de o extraordinară bucurie să vezi că tineretul reunit poate să facă astfel de evenimente. Este vorba de un tineret reunit responsabil și doritor de colaborare, care vrea să știe mai multe despre teme arzătoare. Tema malpraxisului în medicină este o temă arzătoare, este un prilej de denigrări media intensive, față de care atitudinea noastră trebuie să fie informată. Și de aceea, cu atât mai binevenită este această conferință, pentru care felicit cele trei asociații studențești, ELSA, EMSA și SSCR. E un eveniment care, din câte constat, depășește orice fel de așteptări din perspectiva participării. E un subiect la modă, un subiect actual, care este discutat în acest moment nu neapărat pe fondul unei creșteri a numărului de cazuri de malpraxis, cât pe fondul unei expuneri mediatice mai puternice a acestor cazuri și pe fondul unor presiuni exercitate asupra relației extrem de speciale între medic și pacient. Cred că studenții în drept și studenții în medicină trebuie să fie pregătiți fiecare în domeniul său pentru a se confrunta cu incidența acestor cazuri și pentru a face față eventualelor consecințe pe plan juridic pe care diversele tipuri de erori medicale le pot produce. Din punctul meu de vedere, subiectele care sunt tratate sunt extrem de interesante. Ele privesc, așa cum spuneam, relația medic-pacient, relația triunghiulară medic-pacient-unitate spitalicească. Putem introduce în discuție și eventuala participare a unui furnizor de medicamente sau de echipamente care poate la rândul său să fie chemat să răspundă. Există probleme care țin de obligațiile care revin medicilor, de îngrijire, de securitate, chestiuni care țin de relația de confidențialitate între medic și pacient, chestiuni care țin de limitarea sau exonerarea de răspundere a medicului și toate aceste chestiuni, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un bagaj cu care absolvenții de medicină trebuie să plece de pe băncile facultății. Mai tinerii noștri omologi de la medicină au venit cu această propunere către noi, eu fiind în acest an președintele ELSA Timișoara, the European Law Students Association, o asociație care, spre norocul nostru, de 18 ani este obișnuită cu evenimente de amploare și de mare impact. Inițiativa a venit din partea lor și noi am fost foarte deschiși din start, deoarece subiectul pe care ei l-au propus, și anume malpraxisul, este un subiect care interesează și pe viitorii medici, indiferent de ramura în care ei vor profesa, și pe viitorii juriști. Este o conferință organizată în premieră de European Medical Students Association în colaborare cu studenții de la Drept, cu cei de la ELSA și cu colegii noștri din medicină de la Societatea Studențească de Chirurgie din România. Noi am vrut să facem evenimentul acesta, nu ne așteptam să fie de așa amploare, sincer vă spun, pentru că, din păcate, se duce un linșaj mediatic contra medicilor foarte mare. Și cred că e cazul ca lumea să afle de fapt adevărul despre malpraxis și cum că nu toate cazurile care moare un pacient sau se întâmplă ceva poate fi considerat malpraxis. Astfel că noi inițial ne-am gândit să fie un eveniment mic și a luat o amploare foarte mare. Prin urmare, toți studenții de la medicină și cei de la drept sunt foarte interesați de subiectul acesta.